Se vorbește pe față, în staful PNL, despre posibilitatea sancționării uh, celor doi parlamentari care au redactat uh, legea cu dedicație pentru uh, Claus Iohannis. Pe de altă parte, uh, cu aceeași insistență, uh, se vorbește despre faptul că președintele Claus Iohannis dorește cu ardoare uh, ca. Să poată candida pe listele PNL la Senatul României, să se găsească deci o soluție fără un act normativ cu dedicație. Toată lumea se dă peste cap, contradicțiile în termeni se acumulează, iar Consiliul Legislativ amână până luni o decizie care să împace și capra și varza.